că până la urmă am reușit să ajungem aproape la timp. Bună! Bună ziua! Bună! Bună ziua! Ce am reușit? De votul decisiv de duminică, Traian Băsescu, președintele suspendat al României, vine la realitatea.net și la Vox Publica pentru a discuta cu jurnaliștii Costi Rogozanu și cu Dan Duca. Asta e micul. Dumneavoastră sunteți în fața plutonului aici. Trebuie să vină băieții cu cablarea și cu... Poate asta trebuie să stă la mine? Nu îmi lăsați nici paharul, că mă încurc în el, mai de rău. Ah. Bună ziua! Bine ați venit la Realitatea.net Live. Într-o zi specială, invitat astăzi, în premieră la Realitatea.net Live, președintele ales al României și președintele suspendat al României. Mai ales suspendat. Domnul Traian Băsescu, alături de mine colegul și prietenul Costi Rogozanu. Domnule președinte, vă mulțumim frumos că ați venit la noi. Am venit cu plăcere. Da, probabil că sub alte auspicii ar fi fost... un alt fel de moment, o altă tensiune. Da. Din când în când se lasă cu câte o suspendare. Pentru că avem multe întrebări, o să intrăm direct în ele. Și înțelegem după ziua de ieri că vă pricepeți la parchet. Da, nu la parchetul general, ci la parchet pur și simplu. Da. Am văzut ieri declarațiile premierului Ponta, care cita surse din SPP, cum că v-ați fi ales parchetul la Vila... Dante. Nu știu. Ce fel de parchet? Este o minciună la fel ca cea cu copilul lovit din campania din 2009. Un fals. Eu n-am cerut nicio vilă pentru că mai ales că aflu despre această vilă că din 2010 s-a început lucrul la ea. Păi abia fusese ales de câteva luni, în 2010, în decembrie 2010, sau am fost reales. Cine își fixează o vilă pentru 2014-2010 când nu știi ce guvern va fi? Asta odată. În al doilea rând, trebuie să vă spun că e foarte confortabil reședința președintelui României. N-aveam nimic în program, dar ca să facem lucrurile lungi, scurte... Asta ne arată cât de jos poate coborâ Victor Ponta cu minciuna pe care deja a confirmat-o în relațiile cu Bruselul, dar și cu românii, și și-a zis el că dă o lovitură de imagine. Vă asigur că Victor Ponta va trebui să răspundă în fața legii pentru că îi voi face o plângere penală. Nu-i corect. Disputa politică are niște limite. Iar eu cred că aici a depășit limita disputei politice. Domnul Ponta citează pe cineva din SPP că i-ar fi spus că v-ați fi ales parchetul. Hai să ne înțelegem foarte bine. Când spui cineva din SPP, trebuie să fii foarte laș. Trebuia să spună numele și prenumele aceluia din SPP. Doi, poate mi-arată o solicitare a mea către guvern, pentru că nu se dau vilele astea așa, după capul fiecăruia. Trebuie să existe o solicitare a mea la guvern. N-am făcut o asemenea solicitare, nici în timpul guvernului Boc, nici în timpul guvernului Ponta. Asta înseamnă că aveți o problemă cu cineva din servicii, pentru că... Nu. Cred că mă insistați prea mult. Eu cred că Ponta minte și când spune că cineva din SPP i-a spus așa ceva, pentru că SPP-ul nu se ocupă de intoxicări. Am înțeles. Haideți să trecem la boicot.
Boicotul anunțat de PLD la desare. Cred că e greșit spus boicot. Dacă citim un dex, boicot e... E o exprimare jurnalistică. Jurnalistică, de acord. Dar și politică, pentru că a folosit-o și PDL-ul când a anunțat poziția. Așa e. Da. Ați început campania spunând, chemând lumea la vot. Și spunând ferm și răspicat că nu vreți să fiți ales la masa verde în Liga Limitică. Așa este. Ceva s-a schimbat pe parcurs. Da, n-am reușit să conving PDL-ul că soluția este să mergem înainte. Și eu nu am alt suport decât PDL-ul în momentul de față, inclusiv în secțiile de votare. Toată infrastructura de campanie este infrastructura PDL-ului. Și am înțeles că în colegiul director votul a fost 89 pentru neparticipare și o singură abținere. Deci este clar că în interiorul PDL-ului nu mai putea fi cale de întors. Mie îmi pare rău, dar nici nu pot să merg singur, chiar cu toți împotriva mea, la un referendum. Bun. Un scenariu pe care l-am văzut și în presă este că dumneavoastră... Și dacă îmi permiteți o completare, ei au o logică. Spun cine a cerut referendumul, cei 256 de parlamentari, să-i convingă pe români că trebuie demis președintele României. Este o logică europeană a referendumului. Dacă ați văzut cine cheamă la referendum, trebuie să convingă și populația să iasă la vot. Al doilea argument foarte puternic al PDL-ului, înțeleg, pentru că eu am avut o discuție numai cu Vasile Blaga, cu președintele, a fost că nu pot garanta securizarea votului. Având în vedere că PDL-ul are un singur reprezentant în secțiile de votare, iar celelalte partide au 5 reprezentanți. Și iată că se și adeverește instrucțiunile date ieri de PSD către reprezentanții lor în secțiile de votare ca pe parcursul zilei să introducă pachete de câte 10 voturi în urne, în așa fel încât la 23 să aibă în fiecare secție de votare introduse 250 de voturi, arată că acest risc există. Da, până la urmă, care ar fi miza fraudei? Dumneavoastră ați spus zilele trecute... Atingerea pragului de validare și nu votul. Deci nu votul. Nu votul. Atingerea pragului de validare. Întotdeauna au fost acuzații de fraudă. Dumneavoastră înși v-ați făcut de câteva ori acuzații de fraudă după alegeri. Așa este. Nu s-a rezolvat mare lucru. Nu, n-am făcut niciodată acuzații de fraudă după ce Becu s-a pronunțat. Deci în momentul în care Becu s-a pronunțat, n-am contestat niciodată cifrele Becului, ceea ce voi face și acum. Ce este foarte important este ca aceste suspiciuni să fie prevenite. Spre exemplu, eu dacă aș fi Bec, pe această informație care e publică deja, legată de instrucțiunile date de PSD, aș lua niște măsuri. Și aș spune foarte clar, fraților, unde nu corespunde numărul de cetățeni care sunt în listă, cu numărul de voturi pe care le găsim în urnă, se anulează toate voturile din secția de votare. Pentru că nu putem tolera un referendum atât de important, care vizează președintele ales al României, să fie viciat de fraudă. Dar nici nu putem acuza înainte să se întâmple. Nu, dar preventiv avem voie să spunem atunci când știm și chiar trebuie să spunem. Da. Da? Deci eu nu acuz pe nimeni, doar previn. Ce mai vreau să vă întreb? Mulți dintre cititori au spus că e o aroganță să se inducă cumva și de către PDL și de dumneavoastră că cei care stau acasă, și după cum știți, în medie 40, chiar 50% stau acasă la alegeri. Cei care stau acasă țin implicit cu dumneavoastră. Nu. Eu n-am spus așa ceva. Sunt oameni care, de felul lor, nu sunt interesați de viața politică și nu participă la niciun fel de scrutinuri. Deci acești oameni
nu sunt nici într-o tabără, nici în alta, pur și simplu nu interesează viața politică. Sunt însă foarte mulți care nu vor veni la vot pentru că nu vor să legitimeze o lovitură de stat. Și eu am spus în fața Curții Constituționale. Mi-am asumat să spun în fața celor 9 judecători ai Curții Constituționale că suntem în fața unei lovituri de stat pe care USL-ul vrea să o acopere prin vot popular. Deci este această categorie de oameni care nu va veni la vot. Și dacă ies 50+1 și votează împotriva dumneavoastră, o să spuneți în continuare că e o lovitură de stat acoperită de popor? Păi ce s-a întâmplat până acum este o lovitură de stat, da. Nu mai aveți deloc încredere în popor? Ba da, am încredere în popor, dar una este votul, una e modul cum au funcționat instituțiile. Ori instituțiile au fost blocate. Da, a fost blocată funcționarea Curții Constituționale pentru a se preveni atacarea la curte a unor acte normative. În America de Sud, probabil că ar fi mers la Curtea Constituțională nouă colonei, să spună noi suntem noua Curte Constituțională, sprijiniți de un pluton cu puștile de gât. N-a fost caz. În democrație se dă o ordonanță de urgență și blochezi funcționarea unei instituții fundamentale a statului. A fost destituit avocatul poporului, singurul care putea ataca ordonanțele de urgență. În America de Sud s-ar fi dus și l-au pur și simplu cu cătușe. Ei s-a emis o ordonanță de urgență sau s-a dat un vot majoritar în Parlament și s-a întrerupt mandatul fără motiv. Deci, lovitura de stat este descrisă ca fiind o schimbare de regim cu violență. Ne uităm în Dex. Ori violența nu e neapărat să fie militară, este și violență legislativă. Tocmai asta a șocat Europa și ne-a scos din... Violența legislativă e să-ți și asumi în Parlament diverse legi, fără dezbatere. Când este constituțional, e în regulă. Problema este când emiți ordonanțe de urgență care blochează instituțiile. Atunci nu mai e în regulă. Nu mi s-a părut că asumarea răspunderii este neconstituțională. A fost declarată constituțională de fiecare dată. Deci, încercările de a dezinforma românii chiar cu când iubești foarte mult o nouă structură politică, cred că nu ne fac bine. Pentru că, uitați-vă în ce situație am ajuns. S-a întâmplat în 2007, da? După ce s-a întâmplat? După condamnarea comunismului în Parlament și după prezentarea unei scrisori prin care, de către mine, prin care primul ministru din acea vreme încerea o intervenție la parchetul general pentru un prieten. Acela a fost momentul care condamnarea comunismului a enervat, iar prezentarea scrisorii a fost momentul care a declanșat procesul de suspendare a președintelui. Astăzi în ce situație suntem? Și declarația domnului Voiculescu este foarte limpede. Nu vom avea toată puterea până nu punem mâna pe justiție. Obiectivul n-am fost eu. Dacă ar fi fost o lege prin care să poată nominaliza procurorul general și adjuncții, procurorul șef DNA și adjuncții, președintele în altei curs de casație și adjuncții, fără să treacă pe la președinte, cred că nu mă suspenda nimeni. Dar obiectivul acestei majorități este punerea sub control a justiției, ca și în 2007. Dacă tot am ajuns aici, prima întrebare care ținea încă de 50+1, acest 50+1, dumneavoastră v-ați prezentat ca un apărător vehement al valorilor europene. Așa. Comisia de la Veneția, după cum știți, nu prea recomandă acest 50+1. Deci, cum aș vrea să știu dumneavoastră, nu argumentele, să spunem, legale, ci părerea dumneavoastră ca cetățean, e drept acest 50+1? Deci, nu știu dacă ați urmărit. Eu nu am avut niciun fel de reacție. Nu am avut niciun fel de reacție nici când s-a spus referendum majoritar, nici când s-a spus referendum 50. Nu am făcut vreun fel de presiune la Curtea Constituțională. Știu care a fost regula, care a fost greșeala.
Greșeala USL-ului a fost că n-a modificat legea pentru toate tipurile de referendum. Și au făcut doar pentru referendumul de destituire a președintelui o excepție. În rest, toate tipurile de referendum sunt cu jumătate plus unul, inclusiv referendumul de destituire a unui primar. Și atunci Curtea Constituțională a spus simplu, mă frate, dacă un primar îl destitui cu jumătate plus unul din listă, dacă orice alt referendum se adoptă cu jumătate plus unul din listă, trebuie să avem o uniformitate a legii. Deci eu cred că asta e explicația pe care eu mi-o dau, de ce Curtea Constituțională a impus ca și referendumul de destituire a președintelui să aibă aceleași principii ca orice alt referendum, că e pentru primar, că e pentru revizuirea Constituției și așa mai departe. Dar pe mine nu m-ați auzit bătându-mă pentru una sau alta din forme. Mai mult decât atât, dacă luați declarațiile mele publice, eu în 2007 am acceptat. Dar dumneavoastră spre care ați înclina? Așa, dacă ar fi să vă cer o părere de cetățean român, simplu, și nu de președinte ales. Deci, cred că dincolo de, interese, ar trebui să privim la experiența Comisiei de la Veneția și să facem toate referendumurile din România, nu numai cel pentru președinte, cu jumătate plus unul din cei care se prezintă la vot. Pe de altă parte, acest tip de referendum are riscuri. Are riscuri pentru că, spre exemplu, pot să vină 10% din oameni într-un referendum, într-un oraș în care primarul propune să se construiască un turn de 50 de metri. Riscul ăsta e prezent, deci, la orice fel de alegere. Deci toate au riscuri, au avantaje și dezavantaje. Cert este că eu nu am discutat nici înainte, nici după decizia Curții Constituționale legea. Și nu m-am pronunțat pe ea. Acest argument al Curții că trebuie tratat referendumul uniform, cred că are oarecare suport. Al doua chestiune, dacă, și dacă vreți, a fost o eroare a USL-ului că n-a propus o modificare care să vizeze toate tipurile de referendum. A doua chestiune care a venit ascultându-vă la răspunsul precedent, cea cu justiția, mulți, foarte mulți cititori au pus următoarea întrebare. Ați spus dumneavoastră, ca să rezum literar, când o să mă întorc, pe mulți o să popesc. Ați spus când... Cităm din bibliografia pentru testul de capacitate. Ca să citez exact, a spus, dacă vă întoarceți la Cotroceni, cei care au... Nu. Știți ce vă rog? Scoateți din față dacă mă întorc la Cotroceni. Eu, pentru că eu n-am spus asta, dacă mă întorc la Cotroceni. Eu am spus, pentru această lovitură de stat, cineva trebuie să răspundă. Cum? Da? Cum veți face asta? Întrebarea mai exact la cititor spunea... Cum? Cu Constituția în mână? Cum veți face asta? Categoric. Deci, spre exemplu, mie mi-au dat ocazia să mă prezint în fața parchetului și eu voi face. Sper să fiu chemat în cel mai scurt timp, pentru că eu am fost reclamat că folosesc expresia lovitură de stat, alături de mulți alții. Și mă voi duce la parchet imediat ce sunt citat și voi aduce toate argumentele pe care le-am adus și în fața Curții Constituționale, că suntem în fața unei lovituri de stat. Știți ce? Priviți la o realitate care o să ne spună imediat unde suntem. Deci, în 2007, după ce am pierdut majoritatea în Parlament, pentru că n-am fost un supus al majorității parlamentare, am fost suspendat. Statul n-a funcționat cum trebuie și nu poți să schimbi un președinte ales, să-l suspenzi din funcție doar pentru că nu place unei majorități parlamentare. Acum s-a întâmplat același lucru. Imediat ce n-a mai fost o majoritate parlamentară, am fost suspendat din aceleași interese, controlul justiției. Este normal într-un stat democratic să se întâmple așa? De ce președintele trebuie să aibă majoritate? Sau dacă n-are, să devină un supus al acelei majorități? Adică trebuia să-l primesc pe domnul Voicu și să-i dau o garanție că nu-l mai arestează nimeni.
Dar chiar numai dumneavoastră puteți garanta pentru justiție. Nu mai deci, este nimeni de la USL, niciun om deci, sau din alt partid care să garanteze. Eu cred că sunt și alți oameni, dar s-a întâmplat un lucru. Până la mine nimeni n-a putut proteja cât de cât justiția și numirile s-au făcut sub influențe de partid sau sub influență de îl știu că mi-este loial. Eu n-am avut această practică și asta e tot ce am făcut. Până la urmă am vizat și am avut noroc, nu m-am înșelat de data asta, am vizat pentru structurile superioare ale justiției niște oameni integri. Am avut noroc, puteam să nu reușesc. Dacă Daniel Morar devenea un om frecventat de partidele politice și mai discuta problemele. Dacă procurorul general Codruța Chioveși și se mai înțelegea cu partidele, dacă președinta înaltei curs de casație mai făcea și ea niște discuții cu partidele. Uite că au fost oameni care au spus nu vrem, avem o șansă să facem ceva în justiție. Și au rămas departe de influența partidelor politice. Sigur, nimeni nu poate garanta că ești la fel de norocos și la următoarele numiri. Dar faptul că odată a reușit creează premize să mai reușești. Pentru că am avut niște criterii. Nu știu dacă vă aduceți aminte că au răbufnit și în presă. Când l-am numit pe Daniel Morar la propunerea Monicăi Macovei, PDL-ul a cam explodat. Pentru că procurorul Daniel Morar de la Cluj arestase cu ceva timp înainte chiar un senator, un fost senator PD. Asta e viața, știi? Când sunt și costuri, când într-adevăr vrei să găsești oameni care să-și facă treaba în justiție. Și vă dau o probă, domnul Rogozanu. Au ieșit stenogramele de la punerea sub acuzare a procurorului acela din CSM, cum îl chema, Bălan? Bălan? E corect? Că nu vreau să spun alt nume, parcă Bălan. Ați văzut discuția lui cu un alt procuror, în care aranjau funcții, spuneau cum trebuie să meargă la putea fi și o bârfă mică la o cafea, ca să domnul, zic. N-aș bârfi. Dacă alea vi s-au părut bârfe... Nu spuneam okay. Ce mi s-a părut mie. Eu spuneam da? Că pot fi interpretate. Okay. Avem un text în față și îl interpretăm cum... Așa este. La fel de bine, tot în aceste bârfe, se spunea foarte clar. Vedeți, vă dau satisfacție. Au fost niște bârfe. Se spunea, nu, n-am nicio satisfacție da, cu asta. Se spunea foarte clar, nu putem să ne punem oamenii până când nu scăpăm de Băsescu. Asta e legea. Nu poți să numești în asemenea funcții decât cu decret prezidențial. Ceea ce mie mi-arată că, deși a fost o muncă de Sisif, de 8 ani, în care nu mi-a fost ușor, eu am fost și în... confruntare mocnită, să spunem, cu PDL-ul pe tema asta, când i se părea PDL-ului că prea mulți sunt arestați numai de la PDL. Trebuiau să aibă și în vedere că așa le venea rândul la procurori acolo, cum terminau dosarele, că a fost primarul de Vâlcea, a fost primarul de Craiova, primarul de Cluj, directorul de la muncă de la Brașov, dincolo de la Timișoara, altcineva și mulți alții. Banias cu dosarul lui cu portul, senatorul sau deputat ce era, Banias, da. Da. Să știți că o astfel de atitudine în politică are costuri. Eu plătesc și acest cost în relația cu politicul, deși mi se pare nedrept, pentru că din punct de vedere al flexibilității și al dorinței mele de compromis am fost extrem de larg cu partidele. Extrem de larg. Când a fost vorba de formarea guvernelor, chiar împotriva unor abordări de imagine, am fost abordări negative pe imagine, am spus care e interesul? Să avem guvern stabil. Știu că voi fi tocat, că am luat un EPR-ul sau că am luat PC-ul acum câțiva ani sau că am făcut alianța cu PSD-ul la formarea guvernului. Dar aici este zona în care obligatoriu un președinte, vorbesc de un președinte pentru că asta e Constituția noastră,
trebuie să aibă capacitatea de a face compromisuri ca să asigure țării un guvern stabil, atât cât se poate, în condițiile date de alegeri. Dar ai cealaltă listă, în care, care și ei destul de lungă, în care nu poate să încapă compromisul. Știți, și lista aia începe. La punctul 1 este securitatea națională. Funcționarea serviciilor, funcționarea armatei, funcționarea tuturor structurilor de securitate și politicile. Aici, politicile de securitate, aici nu există compromis. Imediat după securitatea națională, la numărul 2, este justiția, unde iarăși nu poți să faci compromisuri. Dacă vrei să ai sentimentul că ți îndeplinești menirea de președinte ales. Asta e zona unde nu se mai poate. În cealaltă, în zona politică, se poate, ca dovadă. Deși foarte puțin, ca o ultimă dovadă, credeți că am avut vreo minimă plăcere să-i încredințez mandatul de prim-ministru lui Victor Ponta? Vă asigur că nu. A fost un compromis uriaș pe care l-am făcut cu mine însumi. Dar l-am făcut pentru că era în interes național. Poate că în alte vremuri aș mai fi încercat un guvern PDL, să fiu eu convins că nu poate trece. Dar acum interesul național era legat de stabilitate politică și n-am mai stat la discuții. După ce a căzut guvernul, l-am chemat în aceeași zi pe Victor Ponta, ia, domnule, mandatul, formează guvernul și stabilizează politic țara. Domnule președinte, vorbeați mai devreme de costuri și de compromisuri pe care le puteți face și... Nu se pot face. Și care nu se pot face. Da. Pe oameni, ce credeți că îi doare mai tare? Justiția sau costul social? Bună oară, tăierile din 2009. Categoric costul social. Costul social, dar tot mai mulți încep să privească și la justiție și tot mai mulți români încep să înțeleagă că societatea românească nu va fi altfel decât strâmbă dacă nu ajungem ca justiția să fie prioritatea zero. Noi nu ne facem acum consistent nici măcar reglajele sociale, în care de multe ori justiția este cea care le rezolvă, încrederea în instituții, exact pentru că încă nu avem suficientă încredere în justiție. Iar eu cred că oricine ar conduce de luni România sau oricine ar fi președinte, trebuie să-și mențină acest obiectiv, prioritate zero după securitatea națională. N-ai soluție. Eu aș completa, foarte bună întrebare de altfel a lui Dan Duca, cu un exemplu pe care tot de la cititorii l-am și mi l-am amintit și eu cu furie, așa. Ordonanța 50, celebra ordonanță cu băncile, cu creditele, dacă vă amintiți, a fost o întreagă dezbatere. Au fost intervenții ale FMI, ale Băncii Naționale, cu diverse recomandări. Dezbaterea era dacă legea să se aplice pe tot, pentru toți creditații sau doar pentru cei care fac din acel moment încolo. Acolo mulți mi-au dat un exemplu de luptă a tuturor forțelor, de la FMI, președinție, Parlament, toate forțele politice din Parlament, toată lumea s-a aliat și a luptat împotriva drepturilor unor cetățeni. E un exemplu, dar nu mai putem găsi. Nu mai aduc aminte exact partea de dispută pe această ordonanță. Era dacă se aplice, de exemplu, unuia care și-a făcut credit în 2002, să îi se aplice și lui puterea și asta. Și cum s-a finalizat până la S-a finalizat că nu. Că trebuia să facă eventual o refinanțare, cred că care înseamnă scumpirea creditului. Bun, cred că soluția refinanțării în cazul ăsta, mărturisesc că nu mai aduc aminte exact care a fost disputa, pentru că n-am fost implicat, probabil, că cele în care sunt implicat mi le aduc aminte. Și chiar mă mir, cum de n-am fost implicat într-o dispută? Ați fost implicat, ați făcut niște declarații. Nu, cu certitudine, dacă am făcut acum, încercând să înțeleg lucrurile, cred că a fost vorba de prevederea constituțională cu o legislație care poate sau nu să retroactiveze. Bănuiesc că aici a fost disputa, pentru că la noi scrie foarte clar în Constituție că nicio lege nu retroactivează. Probabil aici a fost discuția și ce îmi spuneți, că o refinanțare aducea și pe cei cu credite mai vechi în
sub incidența ordonanței de urgență, probabil că era singura... Da. Nu întotdeauna, depinde de vremuri. Probabil că îi aducea pe toți sub incidența actului normativ mai favorabil. Bănuiesc că aici a fost. În orice caz, știți ce... asta mi-ați deschis o nouă linie de abordare a lucrurilor. Știți ce e foarte important? Există tentația și la oamenii politici, dar și la ziariști, hai să negociem cum e cu legea, pentru că așa ar fi mai bine pentru... Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că legile, Constituția, e nenegociabilă. Și nu poți să spui, da, pentru unii mai bine, pentru alții mai rău, pentru cei care sunt sub incidența legii date azi e mai bine, pentru ceilalți e mai rău. Dacă în Constituție scrie că o lege nu retroactivează, n-ai ce să faci. Trebuie să găsești soluțiile în partea cealaltă. Hai, veniți și găsiți o soluție să aveți contracte noi începând de acum înainte, ceva de genul acesta. Nu putem continua să mai discutăm la nesfârșit. Exemplul social, mă scuzați că vă întreb, Constituția. Exemplul social cel mai puternic este, întreba un cititor, ce fel de măsuri de austeritate sunt astea în care tăiem școli și spitale? Până la urmă e vorba de șansa multor copii, oameni, la sănătate și la educație. Deci asta a însemnat. Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că știți ce trebuie dat deoparte falsurile în toată povestea asta. Spre exemplu, le dăm la o parte. Tot rămâne că să... Nu, dați-mi voie, numai puțin. Spre exemplu, când ai ceva pe care scrie spital și omul spune am un spital aproape, la un kilometru, dar tu constați că acolo e o mortalitate uriașă pe cazuri minime clinice, pe cazuri care nu justifică... Tu, ca Minister al Sănătății, te duci și vezi de ce și constați. N-am anesteziști, n-am medichirurg, n-am... Omul crede că are spitalul aproape și, de fapt, are intrarea în cimitir de multe ori. Ideea atunci a fost, hai să fie lăsate și... Nu a fost ideea mea, nu mă credeți un fac totul. Dar trebuie să vă spun că mi s-a părut corect. Adică oamenii de specialitate au spus... Hai să facem din spitalul ăsta un dispensar mai mare, în care omul să primească un prim ajutor, dar nu-i mai dăm rang de spital, pentru că mor oamenii aici în situații în care n-ar trebui să moară. Ori din cauza dotării, ori din cauza lipsei de personal calificat și așa mai departe. Nu cred că... și un deficit uriaș de explicare și... pentru că eu știu, atunci s-au rearanjat inclusiv ambulanțele ca să se poată face față unei astfel de abordări, s-au cumpărat niște elicoptere, deci nu sunt lucrurile atât de neclare cum par când nu intrăm în dedesubtul lor. Ceea ce nu, eu nu susțin că a fost bine sau au fost potrivite toate închiderile de spitale. Dar probabil că abordarea Ministerului Sănătății n-a fost una lipsită de un temei. Ce, ați avut senzația că s-au redus costurile prin închiderea acestor spitale sau că lucrurile s-au schimbat? Deci mă băgați într-o zonă care nu poate fi la un președinte. Știu, haideți, eu să ne urmăresc la... costurile din spitale. Ce vă pot spune cert este următorul lucru. Sunt din spitale, dacă s-a văzut în macro. Deci vă pot spune cert următorul lucru. Că avem o mare problemă cu asigurarea cheltuielilor pentru sănătate, fie că vorbim de cheltuielile alocate de Casa de Sănătate spitalelor sau cheltuielile alocate pentru medicamente. Iar menținerea acestui sistem nu duce decât la deprecierea asistenței medicale. De aceea, soluția corectă este reorganizarea sistemului de sănătate și implicarea sistemului privat, care poate veni cu mai mulți bani. Vă dau un exemplu. Eu nu pot avea o asigurare suplimentară de sănătate în România și după lecția cu operația de la Viena, care a costat enorm față de situația în care aș fi fost asigurat, de atunci
am o asigurare internațională să mă pot opera pe banii asigurătorului plătind o asigurare suplimentară. Haideți să ne întoarcem la suspendare și la o întrebare legată dacă i-ar fi putut fi evitat. Și evitată nu acum, ci undeva la Convenția PDL din 2011. Și întrebarea este dacă n-ar fi fost atunci oportun ca președintele de atunci, Emil Boc, să facă pasul înapoi de la Palatul Victoria, din fruntea PDL, iar scenariul Mihai Răzvan Ungureanu apărut în iarnă să fi apărut atunci. Uite, dumneavoastră l-a susținut pe Emil Boc public, da, atunci. Da, l-am susținut pentru că a fost un om de onestitate extraordinară față de România, în primul rând. Și a sacrificat tot ca să evităm prăbușirea în 2010 și probabil în timp, după ce ne calmăm, o să recunoaștem curajul lui Emil Boc din acea perioadă și îl scoatem din etichetările nedrepte pe care le-a primit atâta amar de vreme. Cred că mă băgați într-o chestiune complicată. Ceea ce eu am spus tot timpul PDL-ului a fost: oameni buni, e perioadă de criză, va trebui să schimbăm 2-3 guverne până trecem criza. Sigur, a fost un concept foarte greu agreat în interiorul partidului și am ajuns la o menținere excesivă a unui guvern, fie el și onest, să spunem, din punct de vedere al datoriei față de țară, dar cu destule lipsuri pe imagine, pe declarații, pe aspect, pe tot ce vreți. Deci, în perioadă de criză, într-o țară încă insuficient consolidată din punct de vedere democratic, bine este să reușești să schimbi 2-3 guverne ca să treci perioada dificilă. Nu s-a reușit asta și, să știți, vă spun fără alte explicații, nu eu am fost responsabil de acest lucru. Când m-am dus în aprilie 2011 la o discuție cu conducerea PDL-ului, pentru că mă interesa, ei susțineau guvernul, și le-am spus, trebuie să schimbăm guvernul, rețineți, aprilie 2011. O lună înainte de convenție. Atunci. Nu, convenția a cred că a fost în mai 2011. În mai, da. Le-am spus, trebuie să schimbăm guvernul. Întâi au spus da și până am avut a doua discuție, a fost nu. Ce socotel și-au făcut, nu-i chiar greu de imaginat, dar este clar că noi trebuia să schimbăm 2-3 guverne în timp de criză. Bun. Tot de legat de o schimbare de guvern. Am văzut o declarație a domnului Ponta, care spunea că dacă Emil Boc n-ar fi fost schimbat de la Palatul Victoria, probabil că USL n-ar fi câștigat majoritatea în Parlament și n-ar fi obținut nici guvernarea, nici suspendarea dumneavoastră n-ar fi apărut. Bun, acum nu mă faceți un comentator al domnului Ponta, dar categoric una este să fi fost. Una era dacă președintele partidului era în fruntea guvernului și avea alt dialog cu parlamentarii, probabil, și alta, un prim-ministru mai distant, cu care nu aveau cum să-și plângă ofurile din teritoriu, pentru că noi ne-am obișnuit să-i facem pe parlamentari în toate felurile că cer bani pentru teritoriu. Ei nu cer bani să-i ducă acasă. Au și ei angajamentele. Ba că fac un pod, ba că fac o școală, ba că repar o școală, ba că fac școală, o biserică. Biserică, aia e prima, deci, da. Au angajamentele astea care sunt solicitări ale comunității. Întotdeauna sunt în situația de a le negocia cu cine altcineva, dacă nu cu primul ministru. Probabil că atunci când și electoratul va înțelege că parlamentarul nu este un primar mai mic sau mai mare, sau un primar cu acces la bugetul de stat, e unul local și unul cu acces la bugetul de stat, nu va mai exista această presiune. Până una alta însă, trebuie să evoluăm împreună și politicieni și electorat. Pentru că se duce parlamentarul în colegiu și spune, aha, n-ai făcut biserica. Și încearcă și ăsta să obțină resursele în discuțiile cu premierul. Nu cer aceste resurse ca să le bage în buzunar. Pentru că suntem jurnaliști și căutăm răspunsuri tranșate. Da. Să mă întreb direct, dacă regretați cumva
că n-ați apelat la soluția Mihai Răzvan Ungureanu? Ea fusese discutată mai devreme. Da, răspunsul este da. Regret. Pentru că unul dintre reproșuri este că sub umbra dumneavoastră n-au crescut foarte mulți alți oameni. Și dumneavoastră ați vorbit de-a lungul timpului de nevoia ca PDL să găsească un lider care să vă succeadă, cel puțin... Bun, eu acum nu mai sunt patronul PDL-ului. Nu, nu. După cum vedeți, avem puncte de vedere total diferite. Am avut cu privire la chiar la acest referendum. Dar ambele și trebuie să țin cont de avantajoase pentru dumneavoastră din punct de vedere al păstrării funcției. Bunoară, boicotul nu, PDL. De ce nu spuneți din punct de vedere al stabilității României? Vreți să vă imaginați România intrată într-o campanie prezidențială pentru 3 luni, începând de din data de 30 iulie? Vreți să vă imaginați? Un proces democratic. Procesul democratic clatină economia. Nu, nu, nu. Nu spune nimeni. Dar uitați-vă, pentru că nu discutăm de orice Românie. Și o să vă spun de ce nu e democratic, domnul Rogozanu. Și dumneavoastră încurajați asta. De fapt, este mai mult decât stalinist ceea ce susțineți. Nu vă supărați că o spun. O spun cu prietenie. Pentru că trebuie să înțelegem democrația în, în profunzimea ei. Dumneavoastră ce spuneți acum? Nu, domnule, nu-i valabil votul din 2009. Asta spuneți. Nu, nu, spun nu, că... Domnul Rogozanu, nu vă supărați. Lăsați-mă să spun ce spuneți. Ok, spun. Eu vă spun și pe urmă dumneavoastră îmi spuneți, n-aveți dreptate, domnul Băsescu. Deci în toate democrațiile, mandatul, că e de primar, că e de președinte, se dobândește prin alegeri. Da. În acel moment știi pentru câți ani ai dobândit acel mandat. Și esența unei perioade determinate este legată exact de stabilitate și de democrație. Ce e nedemocratic și incorrect, profund incorrect, să ceri unui președinte care și-a dobândit legitim mandatul să-și mențină 50% din voturi timp de 5 ani. N-are cum. Eu sunt un președinte care are 8 ani de mandat. Am câștigat primul mandat cu 51%, l-am câștigat pe al doilea cu 50,3%. Da? Cum poți cere unui președinte care are 8 ani de mandat cu 3 ani de criză economică în care nu s-a ascuns ca un șobolănel la Cotroceni, în tranșee să spună guvernul face relele astea. Am fost solidar cu cei care au luat deciziile care nu aveau alternativă la acea vreme. Cum poți să-i ceri să mai aibă 50% după 8 ani? Păi, pe acest raționament, Bush trebuia destituit după al doilea an de mandat de președinte al Statelor Unite. Nu avem, da? O Constituție ca cea a Statelor Unite. Constituția nu, noastră permite. Nu, Constituția noastră e foarte corectă, domnul Rogozanu. Spune președintele se demite, se poate pentru demite fapte grave, pentru fapte grave. Curtea Constituțională n-a marcat nicio încălcare gravă a Constituției. În același timp a deci spus este... că e ok. Da. Ajungem la referendum și nu asta a spus, ați venit în Parlament, nu, mergem deci la referendum. Eu nu intru într-o bătălie cu instituțiile statului, dar este incorrect, domnul Rogozanu. De la incorrect este, la stalinist? Este, păi nu, să știți că Stalin n-a fost un corect. Este stalinistă abordarea să guvernăm după sondaje. Deci dumneavoastră îmi spuneți așa. Nene, când ajungi la 15% în sondaje, noi nu mai avem nevoie de președinte. Știți? Pot să vă spun altfel. Ați fost tot an la putere și nu ați reușit să impuneți, inclusiv de multe ori poporul v-a cerut o schimbare de Constituție, nu ați reușit să impuneți, nu știu, cu mijloace noastre, în 8 ani de zile, să faceți această Constituție și mai puțin ambiguă, inclusiv de ce domnul Rogozanu, chiar eu... Eu vă provoc, așa că și asta... Nu, nu-i provocare. Știți, și provocările sunt provocări și provocări. Unele sunt corecte în modul cum sunt puse lucrurile și altele incorrecte. Altele staliniste, da. Da. De ce nu? Deci dumneavoastră îmi reproșați un mandat prea forte și acum îmi spuneți... Nu, de asta ce? Nu eu v-am reproșat. Nu? Eu vă reproșez un mandat moale. Parcă dumneavoastră moale, vorbeați, acum, vorbeați de ordonanțe, de asumări de răspundere. Deci, nu, nu,
Nu poți să impui. Asta trebuia, că așa e în democrație. Eu am întrebat poporul cu revizuirea Constituției, votul a fost covârșitor și a fost referendum validat în favoarea modificării Constituției, iar clasa politică a refuzat acest lucru. Eu sper că vor fi sancționați toți la alegerile următoare, dar mie nu-mi puteți reproșa nimic. Eu am trimis și proiectul de revizuire în acord cu rezultatul referendumului din 2009. Asta e tot ce am putut să fac. Degeaba coaliția, cu jumătate de gură așa, de gura mea, de presiune publică, a susținut, hai să revizuim Constituția după referendum, dar USL-ul a refuzat și la asta îți trebuie două treimi, nu ți ajunge jumătate plus unul în Parlament. Mai avem un sfert de oră și haideți să trecem la scenarii. Și pentru că vorbeați de pericolul crizei în varianta în care se organizează alegeri prezidențiale anticipate. Nu pericolul crizei. Haideți să ne înțelegem. A nu avea președinte este o criză politică. A spus politică. Acum câteva zile că abia acum începe criza. Economică. Da. Ce-ați da, vrut să spuneți? Da. Păi spun ce văd. Vă referați doar la România sau la toată Europa? Știți, domnul Antonescu spune că dacă dumneavoastră rămâneți președinte, criza o să continue. Dumneavoastră spuneți că dacă pierdeți la referendum, criza o să continue. Bun. De ce ne crede? Abordarea e simplistă. E adevărat, eu spun altfel. Dacă avem stabilitate politică, avem șanse să gestionăm criza. Dacă pe fondul crizei nu avem stabilitate politică, îndreptăm țara către o situație extrem de grea. Chiar aș folosi dezastru. Deci am responsabilitatea să spun că dacă vom continua să fim în criză politică, îndreptăm țara spre dezastru din mai multe motive. Vă pot aduce toate argumentele din lume pentru asta. Dar criza pare a reizbucni și de data asta mult mai puternic. Uitați-vă la Spania, numai ce a primit 100 de miliarde pentru sistemul bancar și a izbucnit o altă criză în Spania. Criza de încetare de plăți a regiunilor autonome. Iar regiunile autonome au început să ceară guvernului bani pe care guvernul nu-i are, că-i dădea băncilor. Deci va trebui un nou împrumut sau începe o extindere extrem de puternică a crizei în Spania. Grecia a primit semnalul de la Fondul Monetar Internațional, nu v-ați îndeplinit obligațiile, nu vă mai finanțăm. Italia, regiunea autonomă Sicilia, a anunțat că este în încetare de plăți, cere bani de la guvern. Toate astea ne arată că urmează o nouă fază a crizei. În România, hai să o luăm cu puțin mai departe, în Statele Unite începe criza porumbului datorită secetei. Cel mai mare furnizor de porumb de pe planetă a avut o secetă teribilă și prețurile la porumb cresc, ceea ce generează creștere de prețuri și la carne și la orice, pentru că porumbul e în principal un aliment. În România avem secetă. Producția agricolă va fi cu 30% mai mică, cel puțin 30%, decât în 2011. În România, Uniunea Europeană a suspendat plățile pentru toate programele de dezvoltare regională. Fie că sunt programe pe transporturi, pe mediu, pe... Și actualul guvern vă spune că asta e moștenirea lăsată de PDL. Bun, după două luni nu mai poți să spui asta, mai ales unuia ca mine, care știe foarte bine că s-a cerut și s-a convenit cu Comisia Europeană un program de credibilizare a sistemelor de verificare a implementării proiectelor aprobate. Programul a fost dus până în aprilie și mai-iunie, pentru că scadența era la 30 iunie, guvernul n-a putut prezenta soluții credibile de punere sub control a cheltuirii banilor europeni, drept pentru care nu se mai fac plăți. Deci, deja suntem într-o epocă de responsabilitate a noului guvern, pentru că ultimele două luni care au dus la
la suspendarea plăților, e o suspendare tacită. Au fost sub guvernul Ponta. Trebuia continua ce era de făcut. Deci, criză. Nu mai primim bani de la Uniunea Europeană, care erau extrem de importanți. Gândiți-vă că acești bani ajungeau în Banca Națională, se duceau în rezerva valutară și Banca Națională elibera lei pentru plăți. Deci era și un mijloc de consolidare a rezervei băncii naționale. Uitați-vă la investiții. Știu eu o serie de firme care trebuiau să înceapă investiții mai mari sau mai mici și au spus stop, așteptăm să vedem. Ele cum s-au tot micșorat în ultimii ani. Da, da, dar anul acesta sunt stopate intenții de investiții care trebuiau să înceapă anul acesta. După ce a izbucnit criza, au spus stăm. Uitați-vă ce e pe piața de capital. Se retrag bani de pe piața românească și leul se depreciază într-un ritm absolut îngrijorător. Deci nu suntem într-o situație bună. Ne mai trebuie capac lipsa de credibilitate generată de instabilitatea politică și ne vom duce drept în gard până la sfârșitul anului. Vorbiți de stabilitate, dar reproșul este că ce poate va fi aceea în care dumneavoastră rămâneți președinte, Victor Ponta premier, iar între domniile voastre, între instituțiile domnilor voastre, va continua ceea ce a dus la suspendare? Păi hai să vedem ce a continuat. Mă tem că și ziarul dumneavoastră îmi spunea, m-a acuzat că sunt laș și tac la Cotroceni de frica guvernului Ponta. Nu știu despre ce ziar al nostru. Nu, pe Vox Publica au apărut și astfel de păreri. Pe Vox Publica sunt și oameni împotriva dumneavoastră și oameni pentru dumneavoastră. Așa este. Deci, eu am fost unul, dacă am decis să dau mandatul guvernului USL și lui Victor Ponta, am spus că trebuie să am un comportament care să nu creeze nicio fisură în cooperarea instituțională, că nu ne iubim unul pe altul. În schimb, ați reținut probabil toată perioada campaniei locale, nu era zi ca și cum eu aș fi candidat la vreo primărie. M-a tocat de dimineață până seara și Victor Ponta și Crin Antonescu. Nu am răspuns. A fost, nici nu știu cum să-i spun, lipsa de eleganță e prea frumos. Cu incidentul cu Consiliul European, am preferat să rămân acasă, să nu fie un motiv de a crea instabilitate politică și de a ne face de râs pe la Bruxelles. Și totuși suspendarea a venit. În condițiile în care Victor Ponta nu a fost un susținător al suspendării, PSD-ul vedea suspendarea undeva după alegerile legislative, iar Crin Antonescu și Voiculescu au susținut suspendarea imediată. De altfel, domnul Voiculescu a și anunțat programul suspendării, da? S-a împlinit. A dat 60 de zile. În ziua 59 am fost suspendat. Spuneți așa cu admirație. E bun, nu? V-am spus, măcar la Voiculescu îți spune cinstit că vreau să mă dispar. Nu? La aștia alți care vin și îți râd sau îți mai spun aș vrea să fiu copilul tău, domn președinte. Aș vrea să colaborăm și pe la spate. Îl prefer pe Voiculescu, măcar știu că... Are și el cinstă, da? Da, domnule. Da, îți spune cinstit. Băi, eu am interese la Ministerul Agriculturii, la Justiție. Acolo mă împiedic că tot Voiculescu a spus. Nu vom avea toată puterea până nu luăm și Justiția. Deci a fost foarte deschis. Măcar cu ăsta știi în ce raporturi te situezi. Dar, deci eu n-am dat niciun motiv pentru a se crea această criză politică. Ponta a venit pe dificultățile create de povestea cu plagiatul. S-a alăturat și el lui Crin Antonescu, zicând că poate așa se ascunde povestea cu plagiatul. Aș observa însă un lucru. Politicienii trebuie să aibă limite. Jocul politic poate să meargă până la nivelul la care afectează interesul național. Aici, după părerea mea, oamenii ăștia au ținut cont de interesele de partid și de interesul de a pune mâna pe justiție înainte de a ține cont de interesul național.
România nu avea nevoie de o perioadă de instabilitate. Ăsta a fost motivul pentru care eu i-am dat mandatul lui Ponta. Bun. Că dacă aș fi crezut că stăm suficient de bine ca să ne permitem perioade de instabilitate, mai încercam odată cu un prim-ministru PDL, vă dau scris. Dar mi-am dat seama că nu se poate. Mai avem 4 minute. Să nu mă uiți pe mine cu... Eu vă mulțumesc că m-ați lăsat totuși să răspund destul de larg, că de regulă când răspunsurile sunt eliptice... Păi, ați venit să vorbiți dumneavoastră, nu să vorbim noi. Eu vă mulțumesc mult. Mai avem 4 minute și pe final evident scenariile. Ce se întâmplă? A spus în proporție de 99%, dumneavoastră miercuri vă întoarceți la Cotroceni. Poate am exagerat și cu proporția și cu data. Aveți date din sondaje că totuși sunt mai multe șanse să vină peste 50%? Nu m-aș mai baza pe sondaje, că sondajele au ratat toate. Nu vă bazați, dar niște date îngrijorătoare sunt? Depinde ce înțelegem prin îngrijorătoare. Pentru dumneavoastră. Domnul adică... Rogozanu, vreau să vă spun un lucru. Uite, vă rog. Poate că nu e bine să-l spui înainte de un referendum. Eu în acest moment am conștiința împăcată. Acum e o furie... Fiecare spune ce vrea, mai mult sau mai puțin subiectiv. Dar eu dacă plec pe 29 noaptea din funcția de președinte ca urmare a votului românilor, eu am conștiința împăcată. Eu știu sigur că în afară de mici derapaje verbale, de atitudine, eu știu sigur că mi-am făcut datoria. Și față de nevoia de a trece cu România prin criză și față de nevoia de a reforma în paralel statul. Fie că a fost vorba de justiție, de educație, de muncă, mai erau de făcut multe. Dar am conștiința împăcată. Deci eu nu voi fi supărat luni, indiferent care e verdictul urnelor. Asta vreau să înțelegeți. Chiar cred că 8 ani mi-am făcut datoria, am un singur mare regret că... Am construit cu migală încredere în România, chiar dacă nu aveam performanțe grozave acasă. În Consiliul European, cu migală, am construit încredere. Această muncă s-a dus în 3 zile, data de 3, 4, 5 și 6, 4 zile, prin deciziile din Parlament. Veți susține o eventuală candidatură a lui Mihai Răzvan Ungureanu la președinție acum sau peste 2 ani? Public, mă refer. Sigur, peste 2 ani. Lasă-mă și pe mine cu quiz-ul, că mă omoară cititorii după aia. Eu îmi iau înjurăturile. Mai deci, 2 minute. Mai am 2 minute. Chioveșii. Cazul Chioveșii cu plagiatul. Sunt și acolo niște dovezi că doamna Chioveșii ar fi plagiat. De ce nu a insistat la fel de tare să se afle dacă a plagiat sau nu? Și dacă a plagiat, cum veți reacționa? Dacă a plagiat, intră la categoria hoți. Ca și Victor Ponta. Bun. Apoi... obsesia cu... Dar, repet, dacă a plagiat, pentru că... Așa e, nu, vreau n-am văzut să aflu un răspuns nimeni, pentru da. Cititorii noștri. Da. Deci orice plagiator e la categoria hoț, indiferent ce funcție are. Ați mai spus așa, vorbeam, la un moment dat, ați făcut o afirmație care a făcut mare vâlvă, cu regele. Cititorii sunt foarte volburați de la aceasta. Eu însă am aici vă pun eu o întrebare. Regret că am făcut-o public. Nu. Care e întrebarea mea? Că pe mine m-a supărat foarte tare că ați făcut acea afirmație despre rege, spunând cumva, și asta vreau să fiu sigur că am înțeles, spunând cumva că personalitatea, personajul Ion Antonescu este cumva nedreptățit de istorie și de istorici acum. Vi se pare că e un personaj Uite, nedreptățit? Vă spun în două cuvinte. Antonescu nu-i nedreptățit de istorie, dar Antonescu a fost corect până la Nistru. El n-avea ce să caute dincolo de Nistru. Iar pentru că a trecut Nistru și pentru că a tolerat Holocaustul, merită să fie pus acolo unde l-a pus istoria. Mulțumesc. Am auzit că veți merge la OTV. Să vedem dacă mă primește, dar și acolo e un electorat. Nu, aici aveam eu o întrebare, așa, este televiziunea, cred că cu cele mai multe procese și acuzații de încălcări de lege din România. Vreau să vă întreb cum un campion al justiției, al valorilor europene se duce într-un Știți care este marea problemă? Că indiferent ce canal este, are un public. Eu trebuie să mă adresez acum
acelui public și sunt cetățeni români... Simțiți PPDD-ul aproape? Sau alegătorii PPDD? Nu știu, mi-e foarte greu să evaluez alegătorii PPDD. Ei vă simt aproape, am văzut, m-am uitat la câteva din programele lor și ei invită la boicotarea prezenței la vot. Păi atunci să vă uitați și diseară dacă mă duc să vedem dacă e compatibilitate între mine și... Altă întrebare foarte bună. Unde e Aliodor Manole? Nu știu. Altă obsesie. Averea dumneavoastră. Eu vreau să o reformulez pentru că sună destul de dur. Foarte scurt, Dan, nu mă bate. Da. Averea dumneavoastră. Ați câștigat mai mult înainte de comunism sau după comunism? Sincer, am câștigat destul de mult și înainte de comunism, iar după comunism am avut șansa unor... Ați putut cheltui. Da. Tranzacții. Mai un pământ cumpărat azi și... Nu mult, și da. Ultima întrebare. Ce mai citiți? Întrebare chiar de acum, la... Acum citesc foarte multe materiale legate de campanie. Iar când sunt la Cotroceni, ca să mă... Levantul l-ați terminat? Da, și nu-l mai citesc o dată. Înțeleg ironia. Să știți că întrebarea asta, ce citiți, știți ce e pe masa unui... E de la niște cititori înlăiți. Președinte, da. Știți ce e la, pe masa unui președinte dimineață, când ajunge la birou? Toată corespondența cu ambasadele. Sunt câteva sute de pagini. Rapoartele din sistemele de securitate națională, de regulă nu ți ajunge ziua. Iar eu nu sunt tipul de președinte care să spună documentele astea să meargă la consilier și să-mi dea eu o sinteză pe două pagini. Pentru că nu poți să tratezi cu rezumat o telegramă de la Londra, una de la Washington, una de la Paris, una de la Berlin, una de la Haga sau... Nu poți să spui, faceți-mi voi acolo o sinteză ca să da pe o pagină să nu mă tulbur. Trebuie să citești, să-ți rămână în cap, pentru că te întâlnești cu oamenii peste câteva luni. Trebuie să știi. Deci e mult de citit, e enorm. Ultima întrebare de data asta. Da. Pe mine mă biciui și după aia mai plin. Îl treceți la ultimul cuvânt. Închidem întâlnirea de astăzi. Dacă vă e teamă că veți avea parte de soarta lui Adrian Năstase. Nu, n-am niciun motiv să văd un asemenea viitor. N-am niciun motiv. Chiar având în vedere amenințările cu procesele? Eu cred că cei care le fac, le fac așa, în ideea că aș fi un tip care se demoralizează. Ei trebuie să știe că orice atac murdar mă întărește. Dacă și mă face mai determinat să lupt cu ei. Dacă pe masa dumneavoastră la Cotroceni poți fi, veți fi eventual revalidat. Răspunsul veni... este nu. La întrebarea dacă îți veți grăția pe Adrian Năstase. Exact, știam că asta vreți să întrebați. Nu. Și o să vă dau o explicație, nu din răutate. Vreau să înțelegeți relația mea cu Adrian Năstase. Eu sunt convins că toate atacurile lui din ultimii ani, că Băsescu i-a făcut dosarul, au fost atacuri publice. El știe de la cine îi se trag dosarele. În toate dosarele lui Adrian Năstase, și vă spun asta din ce am văzut, pentru că unele dosare au trecut pe la Cotroceni pentru avizare înainte de modificarea legii. Dosarele lui Adrian Năstase au plecat toate de la oameni din partidul lui care l-au turnat. Fie de la Sergiu Sechelariu, fie de la doamna aceea care a fost la Inspectoratul de Stat în Construcții, fie de la consul, fie de la cine vreți dumneavoastră. Acesta cu trofeul calității n-a trecut pe la mine pentru că între timp se modificase legea, dar din câte știu, este plecat de la autosesizarea procurorilor ca urmare a scandalului de presă. Dar în rest, toate dosarele lui Adrian Năstase sunt plecate de la colegii de lui de partid, reclamațiile lui. De asta eu aș fi fost foarte curios să se facă public acel testament, pentru că eu sunt convins că acolo Adrian Năstase a fost cinstit. Dar vreau să știți de ce nu mi-ar fi imposibil să spun da pe o cerere de grațiere la Adrian Năstase. Pentru că el este o lecție pentru toți. V-ați uitat, Adrian Năstase a primit 2 ani, enorm, după mine. Dar așa a hotărât justiția și probabil va face 8 luni, cu toate facilitățile care sunt. Dar funcționarii care au pus în aplicare ce le-a cerut Adrian Năstase
au primit 6-7 ani. Acest caz este un caz emblematic. Funcționarii trebuie să știe că oamenii politici vin și pleacă și că sunt mult mai puțin responsabili pentru ilegalități decât ei, funcționarii publici. Ei trebuie să-i spună omului politic, domnule ministru, domnule prim-ministru, domnule secretar de stat, te-o fi trimis pe tine partidul aici, dar legea nu ne dă voie să facem asta. Deci, cred că acest caz este o lecție extraordinară pentru aparatul de stat românesc. Ei trebuie să știe că primul vinovat nu este omul politic care cere. Orică n-are minte, orică e lacom, orică nu știe legea. Dar cel care pune în aplicare o dispoziție ilegală este mult mai aspru pedepsit de lege decât politicianul care a cerut și el nu-i, să spunem, un specialist în domeniu. Vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați venit. Eu vă mulțumesc mult. Și fără să însemne asta ceva sau o poziție publică, succes duminică. Vă mulțumesc mult. O zi frumoasă. Vă mulțumim pentru atenție. Vă mulțumesc. Și vă mai așteptăm la Realitatea Net Live în curând. Numai bine.